Solicitarea autorităților județene vizează terenul de 76 de hectare pe care urma să se instaleze sub Nokia. Și am solicitat în mod expres ca diferența de teren nefolosită de către firma Nokia să revină în patrimoniul județului, întrucât Consiliul Județean a investit peste 14 milioane de euro pentru o infrastructură care în momentul de față nu este folosită decât pentru o hală care ocupă 14 hectare de teren. Am convenit ca de comun acord să uh, halele să revină unui alt investitor, chiar cu alt obiect de activitate decât cel pentru care a fost acordat acest teren. Până acum și-a manifestat interesul pentru aceste hale compania Clujană Terapia Rembexi și alți doi investitori.